Căutarea planetei nouă a captivat atât astronomii cât și entuziaștii, reprezentând un capitol fascinant în explorarea continuă a sistemului nostru solar. Istoric, conceptul unei misterioase planete X își are originile în începutul secolului al XX-lea, când astronomii au speculat pentru prima dată despre existența unei planete nevăzute, care influențează orbitele corpurilor cerești cunoscute. Această speculație a căpătat avânt după descoperirea lui Pluto în 1930, care inițial a fost considerată a noua planetă. Cu toate acestea, pe măsură ce au apărut mai multe date, Pluto a fost reclasificat ca o planetă pitică, ceea ce a reaprins interesul pentru posibilitatea existenței unei planete mai mari, nedescoperite, aflată în regiunile îndepărtate ale sistemului nostru solar. Semnificația găsirii planetei nouă depășește simpla curiozitate. Aceasta are potențialul de a ne remodela înțelegerea structurii sistemului solar. Existența unei astfel de planete ar putea oferi perspective asupra formării și evoluției vecinătății noastre cerești, dezvăluind modul în care forțele gravitaționale au modelat orbitele altor obiecte, în special cele din centura Kuiper. Această înțelegere este crucială, deoarece ar putea ajuta astronomii să refacă istoria sistemului nostru solar și dinamica sa. Implicațiile descoperirii planetei nouă sunt profunde, deoarece ar putea duce la o reevaluare a modelelor existente privind formarea și migrarea planetelor, oferind o imagine mai clară a modului în care planetele interacționează de-a lungul timpului. Cu toate acestea, căutarea planetei nouă este plină de provocări și mistere. În ciuda progreselor tehnologice și a tehnicilor de observație, astronomii încă nu au reușit să observe direct această planetă eluzivă. Vastitatea spațiului, combinată cu slăbiciunea luminozității obiectelor îndepărtate, face ca localizarea planetei nouă să fie o sarcină descurajantă. În plus, potențiala locației a acestei planete, mult dincolo de orbita lui Neptun, adaugă un alt nivel de complexitate în căutare. Astronomii folosesc metode inovatoare, cum ar fi analiza orbitelor obiectelor transneptuniene și utilizarea telescoapelor puternice pentru a strânge dovezi care ar putea confirma sau infirma existența planetei nouă. Fiecare nouă descoperire aduce cu ea un amestec de entuziasm și incertitudine, pe măsură ce cercetătorii navighează în complexa rețea de influențe gravitaționale care guvernează sistemul nostru solar. Căutarea continuă a planetei nouă nu doar scoate în evidență misterele care încă există în vecinătatea noastră cosmică, ci subliniază și căutarea neobosită a cunoașterii, care definește domeniul astronomiei. Pe măsură ce continuăm să explorăm adâncurile spațiului, descoperirea potențială a planetei nouă rămâne o perspectivă tentantă, promițând să dezvăluie noi secrete despre universul în care locuim. Descoperirea lui Pluto în 1930 a marcat un moment decisiv în domeniul astronomiei, fiind atribuită în mare parte eforturilor lui Clyde Tombaugh, un tânăr astronom american care lucra la observatorul Lowell din Arizona. Tombaugh avea misiunea de a găsi o planetă ipotetică, adesea denumită Planeta X, despre care se credea că influențează orbitele planetelor exterioare, în special pe cea a lui Neptun. Folosind o tehnică numită comparare prin intermitență, blink comparison, Tombaugh a comparat cu atenție plăci fotografice realizate la momente diferite, permițându-i să detecteze mișcarea slabă a lui Pluto pe fundalul stelelor fixe. Perseverența sa a dat roade când a identificat acest nou corp ceresc, care a fost numit ulterior Pluto, după zeul roman al lumii subpământene. Descoperirea a fost semnificativă nu doar în sine, ci și pentru că oferea o posibilă explicație pentru neregularitățile observate în orbita lui Neptun. Astronomii au remarcat discrepanțe în traiectoria lui Neptun, care nu puteau fi explicate de corpurile cerești cunoscute, ceea ce a dus la ipoteza că o altă planetă exercita o influență gravitațională. Descoperirea lui Pluto părea să valideze această teorie, deoarece era poziționată într-o regiune a spațiului unde o astfel de planetă ar fi putut exista. Inițial clasificată ca a noua planetă, Pluto a fost sărbătorită ca o realizare astronomică majoră, extinzând înțelegerea noastră despre sistemul solar și stârnind interesul pentru căutarea altor obiecte îndepărtate. Totuși, pe măsură ce timpul a trecut și tehnologia de observație a avansat, clasificarea lui Pluto a început să fie pusă sub semnul întrebării. În 2006, Uniunea Astronomică Internațională a redefinit criteriile pentru ceea ce constituie o planetă, ceea ce a dus la reclasificarea lui Pluto ca planetă pitică. Această decizie a stârnit dezbateri și controverse în rândul comunității științifice și al publicului, mulți simțind o legătură profundă cu statutul lui Pluto ca a noua planetă. Reclasificarea a avut implicații semnificative pentru căutarea altor corpuri cerești, deoarece i-a determinat pe astronomi să reevalueze criteriile utilizate pentru a categoriza planetele și planetele pitice. Această schimbare de perspectivă a dus la descoperirea multor alte obiecte în centura Kuiper, o regiune dincolo de Neptun care adăpostește multe corpuri mici și înghețate. Drept urmare,
căutarea altor planete și planete pitice a devenit un focus mai important în astronomie, remodelând înțelegerea noastră despre arhitectura sistemului solar. Călătoria lui Pluto, de la o planetă celebrată la o planetă pitică, ilustrează natura evolutivă a clasificării științifice și căutarea continuă de a înțelege complexitățile vecinătății noastre cosmice. Căutarea continuă a planetei nouă a devenit un punct central în astronomia contemporană, cu astronomii proeminenți Michael Brown și Constantin Batygin conducând eforturile de a explora existența sa potențială. Brown, cunoscut pentru rolul său în descoperirea mai multor obiecte transneptuniene, TNO, și Batygin, un astrofizician teoretician, au propus ipoteze convingătoare care sugerează că o planetă masivă, dar încă nevăzută, ar putea să se ascundă în regiunile îndepărtate ale sistemului nostru solar. Colaborarea lor a stârnit un interes reînnoit în căutarea planetei nouă, pe măsură ce aceștia încearcă să înțeleagă dinamica gravitațională care ar putea influența orbitele corpurilor cerești îndepărtate. Argumentul lor se bazează în principal pe analiza statistică a TNO-urilor, care sunt corpuri înghețate, situate dincolo de Neptun. Brown și Batygin au observat că un subset al acestor obiecte prezintă orbite neobișnuite, care nu pot fi explicate ușor prin influența gravitațională a planetelor cunoscute. În special, au remarcat că mai multe TNO-uri au orbite extrem de eliptice, care se grupează într-un mod ce sugerează prezența unei mase mai mari, nevăzute, care exercită forțe gravitaționale asupra lor. Această grupare este semnificativă din punct de vedere statistic, conducând cercetătorii să propună că aceste modele orbitale neobișnuite indică prezența unei posibile planete nouă. Semnificația influenței gravitaționale a unei ipotetice planete nouă asupra acestor TNO-uri nu poate fi subestimată. Dacă planeta nouă există, masa sa, estimată la aproximativ de 5 până la 10 ori cea a Pământului, ar putea avea un impact profund asupra orbitelor acestor obiecte îndepărtate. Atracția gravitațională exercitată de o astfel de planetă ar putea explica alinierea observată a TNO-urilor, precum și traiectoriile lor neobișnuite. Această influență gravitațională nu doar că ar ajuta la clarificarea dinamicii sistemului solar exterior, dar ar oferi și perspective asupra formării și evoluției corpurilor planetare din acea regiune. Căutarea planetei nouă nu este doar un exercițiu academic. Are implicații mai largi pentru înțelegerea arhitecturii sistemului solar. Pe măsură ce astronomii continuă să adune date și să-și rafineze modelele, posibilitatea descoperirii planetei nouă rămâne tentantă. Eforturile continue de a localiza această planetă eluzivă implică tehnici avansate de observație, inclusiv utilizarea telescoapelor puternice și a unor sondaje destinate identificării de noi TNO-uri care ar putea oferi dovezi suplimentare despre existența planetei nouă. Pe măsură ce căutarea progresează, teoriile din jurul planetei nouă continuă să evolueze, reflectând natura dinamică a cercetării astronomice și căutarea neîncetată de a dezvălui misterele vecinătății noastre cosmice. Descoperirea potențială a planetei nouă ar putea nu doar să remodeleze înțelegerea noastră despre sistemul solar, ci și să inspire generații viitoare de astronomi să exploreze necunoscutul. Descoperirea lui Goblin, denumit oficial 2015 TG-387, în 2015 a marcat un moment important în studiul obiectelor transneptuniene, TNO, și potențialele lor legături cu eluziva planetă nouă. Goblin este un mic obiect îndepărtat, situat în regiunile exterioare ale sistemului nostru solar, la aproximativ 80 de unități astronomice de Soare. Se caracterizează printr-o orbită extrem de alungită, care îl duce mult dincolo de orbita lui Neptun și îl apropie de Soare doar o dată la fiecare 40.000 de ani. Această traiectorie orbitală unică, împreună cu dimensiunea sa relativ mare, estimată la aproximativ 300 de kilometri în diametru, l-a transformat pe Goblin într-un subiect de mare interes pentru astronomi. Descoperirea lui Goblin a fost realizată de o echipă condusă de astronomul Chad Trujillo și colegii săi la telescopul Subaru din Hawaii. Observațiile lor au dezvăluit că orbita lui Goblin nu este doar neobișnuită, ci și prezintă o grupare cu alte TNO-uri îndepărtate, în special Sedna, care are o orbită la fel de alungită. Această grupare a orbitelor printre aceste obiecte îndepărtate i-a determinat pe cercetători să ia în considerare posibilitatea ca o planetă masivă ascunsă să le influențeze traiectoriile. Orbita lui Goblin susține teoria existenței unei planete masive ascunse, adesea denumită Planeta Nouă, demonstrând efecte gravitaționale care nu pot fi explicate ușor de planetele cunoscute din sistemul nostru solar. Alinierea neobișnuită a lui Goblin și a altor TNO-uri sugerează că acestea ar putea răspunde atracției gravitaționale a unui corp mai mare, nevăzut, care ar putea influența orbitele lor.
Această corelație întărește ipoteza că o planetă masivă există în regiunile exterioare ale sistemului solar, potențial remodelând înțelegerea noastră asupra dinamicilor care acționează în această zonă îndepărtată. Studiul unor obiecte precum Goblin este crucial pentru înțelegerea dinamicilor sistemului solar, deoarece acestea servesc ca indicatori valoroși ai forțelor gravitaționale care acționează dincolo de Neptun. Prin analizarea orbitelor și caracteristicilor acestor TNO-uri îndepărtate, astronomii pot obține perspective asupra formării și evoluției sistemului solar, precum și asupra interacțiunilor dintre corpurile cerești. Goblin, alături de Sedna și alte obiecte similare, oferă o oportunitate unică de a explora influențele gravitaționale care guvernează sistemul solar exterior, oferind indicii asupra existenței planetei nouă și asupra arhitecturii mai largi a vecinătății noastre cosmice. Pe măsură ce cercetătorii continuă să investigheze aceste obiecte îndepărtate, studiul continuu al lui Goblin și al celor asemenea lui promite să aprofundeze înțelegerea noastră asupra complexităților sistemului solar și a forțelor care îl modelează. Căutarea planetei nouă le prezintă astronomilor o serie de provocări, datorate în principal dificultăților asociate cu detectarea unor obiecte slabe în imensitatea spațiului. Dimensiunile uriașe ale sistemului nostru solar, combinate cu distanțele enorme implicate, fac din localizarea unei planete îndepărtate o sarcină deosebit de dificilă. Se crede că planeta nouă se află mult dincolo de orbita lui Neptun, într-o regiune unde lumina Soarelui este slabă, iar obiectele sunt slabe și adesea aproape invizibile pentru tehnologiile de observație actuale. Această slăbiciune a luminii este agravată de faptul că planeta nouă este probabil un obiect rece și întunecat, posibil compus din gheață și rocă, care emite foarte puțină lumină proprie. Din acest motiv, astronomii trebuie să se bazeze pe metode indirecte pentru a-i deduce prezența, cum ar fi studierea orbitelor TNO-urilor din apropiere, care ar putea fi influențate de atracția gravitațională a planetei nouă. Telescopurile actuale, deși puternice, au limitări care îngreunează căutarea unor astfel de obiecte eluzive. Multe dintre telescoapele existente sunt proiectate pentru a observa corpuri cerești mai luminoase și s-ar putea să nu fie echipate pentru a detecta semnalele slabe emise de obiectele îndepărtate, precum planeta nouă. În plus, vastul câmp vizual necesar pentru a examina zone mari ale cerului poate duce la dificultăți în focalizarea pe regiuni specifice unde s-ar putea afla planeta nouă. Nevoia de tehnologie avansată este esențială pentru a depăși aceste limitări. Telescoape mai noi, echipate cu o sensibilitate sporită și capacități îmbunătățite de imagistică, sunt esențiale pentru a detecta obiecte slabe din sistemul solar exterior. Inovații precum sondajele cu câmp larg și optica adaptivă pot ajuta astronomii să capteze imagini mai clare și să adune mai multe date, crescând astfel șansele de a descoperi planeta nouă. În plus, dezvoltarea științifică și tehnică poate ajuta la descoperirea unor noi planete și la înțelegerea mai bună a Universului unor instrumente specializate, concepute pentru a detecta lungimi de undă în spectrul infraroșu, ar putea fi crucială, deoarece multe obiecte îndepărtate emit cea mai mare parte a energiei lor în spectrul infraroșu. O altă provocare semnificativă în căutarea planetei nouă este necesitatea de a restrânge zonele de căutare pentru a crește șansele de descoperire. Având în vedere vastitatea spațiului, astronomii trebuie să își concentreze eforturile asupra unor regiuni specifice unde influența gravitațională a planetei nouă este cel mai probabil să fie simțită. Acest lucru implică analizarea orbitelor TNO-urilor cunoscute și identificarea unor modele care sugerează prezența unui corp masiv. Prin rafinarea zonelor de căutare pe baza analizelor statistice și a modelelor gravitaționale, astronomii își pot optimiza strategiile de observație, făcând mai fezabilă localizarea planetei nouă. În cele din urmă, căutarea acestei planete eluzive este o dovadă a ingeniozității și perseverenței astronomilor, pe măsură ce aceștia navighează complexitățile spațiului și tehnologiei în căutarea lor de a dezvălui misterele sistemului nostru solar. Eforturile recente de cercetare orientate spre descoperirea existenței planetei nouă au dus la o combinație de dovezi susținătoare și provocări, reflectând natura dinamică a acestei investigații în desfășurare. Studiile efectuate de astronomi, inclusiv cele conduse de Michael Brown și Constantin Batygin, continuă să susțină ipoteza unei planete masive ascunse care influențează orbitele obiectelor transneptuniene, TNO. Analizele lor ale TNO-urilor, în special a celor cu orbite neobișnuite, sugerează că o forță gravitațională provenită de la o planetă îndepărtată ar putea fi în joc. Cu toate acestea, unii cercetători au ridicat întrebări cu privire la semnificația statistică a acestor descoperiri, propunând explicații alternative pentru gruparea observată a orbitelor TNO-urilor, care nu necesită existența planetei nouă. Această dezbatere continuă
subliniază complexitatea căutării și necesitatea de date observaționale suplimentare pentru a ajunge la un consens. Telescopul Subaru din Hawaii joacă un rol crucial în cercetările în curs pentru Planeta Nouă. Datorită capacităților sale avansate de imagistică, Subaru a fost esențial în identificarea și urmărirea TNO-urilor îndepărtate, inclusiv a Goblinului, care a oferit informații valoroase despre dinamica gravitațională a sistemului solar exterior. Abilitatea telescopului Subaru de a efectua sondaje pe câmpuri largi le permite astronomilor să acopere zone mari de pe cer, sporind șansele de a detecta obiecte slabe care ar putea indica prezența planetei nouă. În plus, viitorul observator Vera Rubin, care urmează să înceapă operațiunile în viitorul apropiat, promite să revoluționeze căutarea planetei nouă și a altor corpuri cerești. Echipat cu o cameră cu câmp larg și capacități avansate de sondaj, observatorul va putea scana întregul cer vizibil la fiecare câteva nopți, oferind o cantitate imensă de date care ar putea duce la noi descoperiri în centura Kuiper și dincolo de ea. Potențialul pentru noi descoperiri în centura Kuiper este imens, deoarece această regiune găzduiește o gamă diversă de corpuri înghețate care nu au fost încă pe deplin explorate. Pe măsură ce astronomii continuă să analizeze datele colectate de la telescoapele existente și se pregătesc pentru capacitățile observatorului Vera Rubin, aceștia anticipează descoperirea unor TNO-uri suplimentare care ar putea ilumina mai bine influențele gravitaționale în joc în sistemul solar exterior. Aceste descoperiri nu numai că ar putea oferi dovezi pro sau contra existenței planetei nouă, dar ar putea, de asemenea, să ne îmbunătățească înțelegerea formării și evoluției sistemului solar în ansamblu. În concluzie, eforturile de cercetare recente și planurile de viitor pentru găsirea planetei nouă sunt caracterizate de o combinație de studii susținătoare, progrese tehnologice și promisiunea unor noi descoperiri. Pe măsură ce astronomii folosesc puterea telescoapelor de ultimă generație și își rafinează strategiile observaționale, căutarea planetei nouă rămâne un front captivant în explorarea cartierului nostru cosmic, cu potențialul de a ne remodela înțelegerea arhitecturii sistemului solar. Căutarea planetei nouă reprezintă un demers semnificativ în astronomia modernă, cu implicații profunde pentru înțelegerea noastră a sistemului solar. Așa cum am discutat, existența potențială a acestei planete elusive ar putea remodela cunoștințele noastre despre dinamica sistemului solar exterior și influențele gravitaționale care guvernează orbitele corpurilor cerești îndepărtate. Cercetările în desfășurare, conduse de astronomi de renume precum Michael Brown și Constantin Batygin, subliniază importanța studierii obiectelor transneptuniene, TNO, și a orbitelor lor peculiare, care ar putea oferi dovezi esențiale pentru existența planetei nouă. Progresele în tehnologia observațională, în special cu telescoape precum Subaru și viitorul observator Vera Rubin, promit să ne îmbunătățească capacitatea de a detecta obiecte slabe și de a descoperi noi fenomene în centura Kuiper și dincolo de ea. Pe măsură ce continuăm să explorăm aceste mistere, implicațiile descoperirii planetei nouă depășesc simpla curiozitate. Ele ar putea conduce la o înțelegere mai profundă a formării și evoluției sistemului solar. Căutarea acestei planete ascunse nu doar că îi fascinează pe astronomi, ci și captează imaginația publicului, invitându-i pe toți să mediteze asupra vastității spațiului și locului nostru în univers. Te încurajăm să sprijini canalul nostru abonându-te, apreciind și distribuind acest videoclip. Implicarea ta ne ajută să ajungem la un public mai larg și să creăm o comunitate de entuziaști ai astronomiei, dornici să afle mai multe despre univers.